Nu este cea mai bună calitativ dintre gâștele Tula pe care le am. Nu este nici măcar cea mai bătrână dintre gâștele Tula pe care le am. Dar din punct de vedere al instinctului matern este preferata mea. Asta este femela mea cenușie pe care o știți din filmele din anii trecuți. Este eclozată în anul 2018. În 2019 a clocit, mi-a scos, în 2020 a clocit, mi-a scos, în 2021 clocește și, Doamne ajută, sper să și scoată. Este o gâscă cu un puternic instinct matern și foarte, foarte blândă. Ce e, tătuțu? Ce e, tată? Ce e, tată? Ce e, tată? Ciocul specific, da, un cioc puternic specific gâștelor Tula. Iată. O femelă foarte cu minte. O să o aranjăm un pic așa pe cuib. Așa. Așa, tati, să stai bine. Care clocește extraordinar de bine. E o femelă care, deși, iată, e la al treilea an, deci la a treia pontă, face între 7 și 9 ouă. Niciodată n-a depășit această cifră. Ce e, tătuțule? Ce e, tătuțule? Ochii mari, o caracteristică, da, a rasei Tula, ochi mari, ciocul acesta puternic. Fata lui tati, fata lui tati, fata lui tati. Și sub ea, ia să vedem noi acum un pic, așa, dacă mă lasă, ia da mă lasă, că ea e fată cu minte. Ce le-ai făcut, le-ai ascuns aici, bine? Iată-le. Sub ea sunt... Iată, subia sunt ouășoarele acolo, gata, hai că te lasă tata să-ți vezi de treabă în continuare. E foarte, foarte dragă această gâscă, repet, nu e nici cea mai bătrână, nici cea mai bună calitativ, dar este o mamă extraordinară, o cloșcă extraordinară. Anul trecut mi-a făcut o surpriză chiar de Paști, mi-a scos, și anul ăsta, dacă mă apuc și calculez, ar trebui ca... Surpriza să apară tot așa, tot în aceeași perioadă. Fata lui tati, fata lui tati. Să vedem. Cu Tula e greu, e o rasă greu de reprodus. Toți crescătorii de Tula se chinuie, o puține, procentaj de fecunditate mic, procentaj de eclozare mic. Vom vedea ce va fi și anul acesta. Cel puțin la această gâscă, eu am mari pretenții de la ea, în sensul că va fi o cloșcă bună. Gâscanul anul ăsta văd că a cam dat-o în vagabonțeală. În loc să asigure aici paza și protecția la obiectiv, așa cum ar trebui să facă un gâscan Tula, el umblă după gagici prin curte. Mai am gâște Tula care clocesc. Mai am gâște Tula care încă n-au început ouatul și gâște Tula care sunt în plin proces de ouat. Așa că gâscanii sunt puțin ocupați. Dar sper să-și revină și să vină aici lângă ea. Stai, tati, să-ți cureți, tata, ciocul. Așa, tata, așa, dă în jos puful ăsta frumos, așa. Gata, acum e curat, fata. Bun. Deci sper să-și revină și gâscanul să vină aici la soția lui și să-i asigure paza și protecția. Nu că ar avea nevoie de paza și protecție, că nu deranjează nimeni aici, în acest coteț în care clocește, dar așa ar fi normal. Totuși, un gâscan Tula se presupune că este un gâscan care știe să-și protejeze familia foarte, foarte bine. Așa a făcut-o în anii trecuți, anul ăsta văd că face pe Don Juan. Dar asta nu împiedică pe femelă să-și facă datoria și să-și vadă de treaba ei. Doamne ajută la toată lumea, la toți crescătorii de gâște, indiferent de rasă, pentru că dintre păsările de curte, dintre păsările domestice, gâsca este cel mai greu de reprodus. Mă refer la gâștele de rasă în general, nu la gâștele comune, că aici lucrurile stau ceva mai bine. Nu atât de bine ca la alte specii, dar oricum ceva mai bine comparativ cu gâștele de rasă.